cei născuți în Zodia Balanței vor avea pe 26 și 27 februarie dimineața luna în casa a 10-a, ceea ce pentru unii poate să fie o provocare din punct de vedere profesional sau o solicitare din perspectiva prezenței lor în public. Lucrurile nu sunt foarte comode, ei nu vor fi foarte în largul lor, vor fi nemulțumiți, crispați, reticenți, și uh, hiperatenți cu tot ceea ce se întâmplă în jurul lor având impresia că de undeva oricând poate să li se întâmple ceva neplăcut pot să fie obiectul unei glume proaste, al unei conjuncturi stranii, așa încât sunt în permanență în defensivă. Nu vor fi niște persoane care să dea un spectacol prin prestația lor dacă vor fi obligați să vorbească în public. Între 27 februarie, după amiaza și dimineața zilei de 1 martie, cei născuți în balanță vor avea tendința de a-și impune punctul de vedere ori de câte ori se vor întâlni cu cineva. Într-o discuție în 2, în 3, în 4, oricât ar fi de prieteni, balanța vrea să fie un pic mai sus decât ceilalți, vrea să creeze un curent de opinie, vrea să-și impună un punct de vedere, vrea să-i fie luate în... Calcul toate argumentele, în fine, vrea să se instaureze ca o persoană demnă de respect, ceea ce nu este nimic rău, dar și demnă de ascultare. Ei, această mică tendință de a-i domina pe ceilalți ar putea să nu fie întotdeauna bine primită. Între 1 martie după amiaza și 3 martie dimineața. Luna se va afla în Fecioară, în casa a 12-a și va face numai puțin de 5 opoziții cu planetele din Pești, care traversează acum casa a 6-a. Vorbim despre axa celor două case ale sănătății și vorbim despre disfuncții trecătoare, multe, mărunte, care nu au o bază organică dificilă sau Neluat în serios. Stări de spirit sau indispoziții care au toate ca motivație un fundament mai șubred, mai sensibil sau hipersensibil la stimuli din afară. Tot ceea ce se întâmplă în organismul celor născuți în balanță are o legătură cu felul lor de a înțelege viața, de a privi relațiile interumane. De a percepe realitatea înconjurătoare, de a răspunde la provocările care le sunt adresate direct sau indirect. Pentru că, de exemplu, uneori ei se pot enerva uitându-se la televizor și auzind cine știe ce comentariu care nu are nicio legătură cu persoana lor, cu cauza lor. Un fel participativ, emotiv, empatic de a reacționa este destul de neprielnic pentru ei. Poate că ar trebui să-și creeze o mică strategie, să se uh, controleze și să se autoeduce. Să-și propună, de exemplu, să nu asculte chiar toate reclamațiile și gelaniile și toate relatările triste, nervante, răscolitoare și costisitoare ale celor din jur. Să nu mai pună la inimă chiar tot ceea ce văd și aud. Să nu mai reacționeze atât de intens la scenele la care asistă și care sunt încărcate, cine știe, de nedreptate, de abuz, de dificultate, etc. Lumea e mare, trăirile sunt multe, nici ei nu pot să trăiască și să simtă chiar pentru toată lumea. Nu pot nici chiar pentru întreaga lor familie, nu pot uneori nici chiar pentru ei înșiși. Așa încât un strop de măsură și de distanță este necesară, din perspectiva specificului casea ca 6 care este guvernată de semnul peștilor, în afară de psihic, se poate vorbi de o funcționare mai specială, n-aș spune dezordonată, cât o hipersolicitare a sistemului limfatic. Acolo lucrurile pot să evolueze într-un chip nebănuit, depinde și de vârsta și de starea de sănătate, de tabloul clinic general al acestor nativi. Sunt posibile edemele, retențiile de apă și toate disfuncțiile generate de un sistem linfatic care este șubred, uh, nu de acum de câteva zile, ci de niște ani în urmă. Atenție la cantitatea de medicamente pe care unele persoane obișnuiesc să o ia. Este riscul de a încerca să se echilibreze și să se liniștească, nu prin autocunoaștere și autocenzură, ci prin recursul la tablete. Tablete, capsule, tincturi, indiferent ce or fi ele, luate în exces, Acum, pe acest tablou astral, pot să creeze o stare psihică dubioasă. Să aibă senzații și trăiri organice pe care nu le-au avut până acum. Nu vor spune de la început Mie rău de la cutare, medicament, am luat prea mult din cutare, leac. Dar se vor speria pentru că ceva în organismul lor va funcționa într-un chip inedit, așa cum nu s-a mai întâmplat. Uneori vor avea amețeli, alteori somnolență, slăbiciune, tot felul de stări organice pe care ei, într-o primă etapă, le vor pune pe seama organismului însuși. Și atunci vor dori să repare aceste mici disfuncții cotidiene cu o altă tranșă de medicamente. Și, tot așa, se va ajunge la exces. Este și momentul în care, în măsura în care se poate, tratamentul de bază poate sau chiar trebuie să fie. Oarecum redus, pentru că există riscul ca organismul să reacționeze disproporționat, ca și cum ar primi o cantitate mult mai mare decât poate duce. Aici lucrurile trebuie privite cu foarte multă nuanță. Mai există o secvență care transformă această Casa 6 într-una foarte importantă. Să nu uităm, Casa 6 are și o altă semnificație, aceea a activității cotidiene, a muncii, a relațiilor cu șefii și colegii. Combinația între Jupiter în casa a doua banilor și casa a șasea este oarecum o piatră de încercare pentru uh, un astrolog care formulează niște anticipări. Pentru că uh, pe fond se poate vorbi de bine, ba chiar de foarte bine, ce poate fi mai bine decât uh, să ai un Jupiter în casa banilor, marele benefic, cel care aduce banii și bogăția și să facă numai puțin de cinci aspecte bune și acelea să fie cele mai bune aspecte, adică trigoanele. Și să le facă cu planete bune, nu cu malefice, adică cu Soare, cu Mercur, cu Venus. Ceva mai bine de atât nici nu se poate. Ar mai fi și relația subtilă a trigonului între cei doi benefici, micul și marele benefic. Toate acestea ar putea conduce la o primă analiză, la o concluzie fericită. Nu pentru că eu aș vrea neapărat să taie lanul sau entuziasmul celor care sunt născuți în balanță, aducând în discuție sau introducând o foarfecă care tot taie uh, elementele care ies din tipar. Trebuie să ținem cont de faptul că Jupiter se află în Scorpion. Scorpionul și cu banii nu fac o casă bună. Eu aș denumi cu destul de multă prudență această combinație care durează întreaga săptămână drept dubioasă, nesigură, plină de promisiuni vicioase, de capcane, de nesiguranță și de pericole ascunse. M-aș bucura tare mult dacă le-ați luat pe fiecare în calcul și nu ați considera cum consideră unii că sunt sinonime, că nu sunt sinonime. Așa încât ar trebui de văzut în ce măsură o nouă formulă salarială pentru unii e chiar un plus, și nu cumva dacă la capătul unor calcule sau al unor realități se vor trezi pe minus, se vor trezi în pagubă sau se vor trezi dezavantajați sau întregul proces al muncii ar putea fi condiționat negativ. Primește acești bani. O, oh, ce bine mult mai mulți, dar în ce condiții? Dar se pot onora acele condiții. Dar merită sacrificiul. Iată câte întrebări se pun, iată câte probleme se nasc și iată câte circumstanțe sunt deja conturate. Poate că ele nu se vor concretiza săptămâna aceasta. Poate că ele vor fi de natura specificului săptămânii viitoare pentru că aceste planete nu vor părăsi prea repede casa a șasea și oricum cât este semnul peștilor activ în care tocmai am intrat, se poate spune că această casa a șasea rămâne una, nu chiar dirijoară de karmă, dar o latură principală de preocupare pentru acești nativi. Primul sfat este să nu vă lăsați tentați, măguliți sau cuceriți de ofertele frumoase din punct de vedere salarial, la actualul loc de muncă sau la unul prezumtiv, la unul posibil, la o alternativă. Puteți să și acceptați, numai să fiți foarte clari și convinși că ceea ce faceți, faceți bine. Să fiți de acord ca riscul pe care îl intuiți sau pe care îl rețineți doar din această previziune astrală, este unul deja e, cunoscut și luat în calcul, acceptat ca o variantă. E, luați în calcul dimensiunea unei răsturnări de situație, pentru că ceea ce se întâmplă pe semnul peștilor e labil. Așteptați-vă ca o premiză bună să funcționeze niște luni și să nu poată să reziste la lung relația muncă-bani este una importantă. Ea nu este flexibilă, ci sigură? Și acesta este lucrul de care trebuie să țineți cont pentru, așa cum spuneam Adineaur, actualul loc de muncă, pentru unul viitor, dacă vreți să schimbați varianta care vă ne mulțumește acum, sau să acceptați una ori două variante, există și această posibilitate. Fiind un semn dublu, poate să apară încă o variantă. Nu construiți castele în Spania și nu vă bucurați dacă pentru niște luni veți avea ceva mai mulți bani decât de obicei. Luați în calcul și ideea, dar să dea Dumnezeu să n-am eu dreptate, ca la un moment dat robinetul să se închidă. Pe 3 și pe 4 martie, luna se va afla în balanță, în semnul acestor nativi, va face o combinație răvășitoare cu Uranus momente de dezechilibru partenerial, stări discrepante, neconcordanță plecând de la gesturile cele mai mici. Să vă dați întâlnire cu cineva la ora 7 seara și să înțeleagă fiecare pe dos altă oră, alt loc și așa mai departe. Până la lucrurile mari de principiu, de scop în viață, de contract, de comunitate, de idei, de posibilitate de a pune la un loc niște resurse pentru a demara ceva, o firmă, o afacere. În sfârșit, rețineți că Marte se află într-o relație anapoda cu planetele din pești. Avem de a face cu apă și foc. De obicei, focul face ca apa să fiarbă. Dar mai există și varianta cealaltă, ca prea multă apă să stingă focul. Acum ne aflăm în situația în care e prea multă apă. Marte se află în săgetător, într-o relație bună cu Uranus. Idei bune, inițiative bune, spontaneitate și dorință de a porni, de a demara niște activități. Ceea ce vine însă ca idee și ca formulă nu este exact ce trebuie. E un soi de, de rută, de evaziune, de premiză falsă. Ceea ce doresc să facă este bine intenționat și are un sâmbure de adevăr, felul în care vor să-l pună în practică nu mai e corect. Este deja literatură, este visare, este un fel de a merge pe alături cu drumul. Așadar, păstrați proiectul, așteptați momentul, nu declanșați întâlniri și dialoguri pe teme concrete și cu miză mare.